Tânăra și-a pierdut cumpătul după o ceartă cu partenerul ei. Femeia a făcut o criză de gelozie, în urma căreia a decis să-și pună capăt zilelor, aruncându-se de pe podul de lângă insuliță. Un băiat care se afla în trecere a sărit la timp după femeia care se zbătea în apele Jiului. Tu m-a schimbat cineva că s-a aruncat o fată și m-am scurs. Ai sărit imediat ce ai văzut-o? Da, da. Conștientă? Da, era aproape la fund, cum s-ar zice. A mai putut vorbi? Putea respira? Nu, doar plângea și abia respira. Polițiștii locali care se aflau în zonă au sărit și ei în ajutor. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu a intervenit în după amiaza zilei de joi pentru salvarea de la aneca unei persoane de sex feminin care s-a aruncat în râul Jiu, zona podului care face legătura între Parcul Central și Insuliță. Echipajul Serviciului de Ordine Publică, aflat în misiunea de patrulare, a luat măsuri specifice, fiind anunțat Serviciul Județean de Ambulanță. Tânăra a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată de urgență la spital. În prezent se află în afara oricărui pericol, însă va fi consultată și monitorizată de un psiholog.